Polițiștii de frontieră din Brodina au depistat în trafic un autoturism înmatriculat în Bulgaria, în care se aflau ascunse în podeaua mașinii aproximativ 3.000 de pachete de țigări de contrabandă. Țigările în valoare de aproximativ 30.000 de lei au fost confiscate, iar șoferul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă. La volanul mașinii înmatriculate în Bulgaria se afla un cetățean al municipiului Suceava în vârstă de 24 de ani. În urma controlului documentelor de călătorie s-a trecut la verificarea autoturismului, ocazie cu care s-a constatat că bărbatul transporta 2970 de pachete de țigări de proveniență ucraineană, ce erau ascunse într-un locaj special amenajat, mai exact în podeaua mașinii. Polițiștii de frontieră i-au întocmit tânărului acte premergătoare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Țigările au fost confiscate, iar autoturismul în valoare de 8.000 de lei a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.